Tema din această seară este liniștea interioară și zgomotul lumii, zgomotul lumii exterioare, o situație sau o condiție asupra căreia merită să reflectăm. Sunt foarte multe cercetări și foarte multe locuri din Sfinții Părinți, deci vechi și noi, care scot în evidență cum zgomotul lumii ne poate împiedica în viața spirituală. Și așa s-a născut și acest gând pe care mă pregătesc să vi-l prezint. O analiză ajutată mult de câteva rezultate recente din cercetările neuroștiințelor, din cercetările psihologiei și din reflecția Sfinților Părinți, reflecții vechi, încercate, verificate de-a lungul vremurilor de mulți pusnici care și-au cristalizat experiența lor duhovnicească în textele Filocaliei. Există câteva argumente pentru o astfel de temă. E important să reflectăm la viața pe care o trăim. Avem o viață tumultoasă și rare ori găsim prilejul și dispoziția să reflectăm la ea, să analizăm această viață. Așa de repede se desfășoară lucrurile, încât găsim și dispoziții și resurse ca să facem o astfel de cercetare, de cercetare atentă cu privire la felul în care trăim. Și lucrul acesta nu ne avantajează, pentru că greu îi va fi omului să ducă o viață bună dacă nu se analizează pe el însuși. Nu își poate ține atenția în hotarele acestui prezent ca să vadă cum anume se organizează o zi și pe ce anume cheltuiește el energia ființei lui, pe ce se duce timpul acestei zile, ca la sfârșitul zilei să se gândească și să observe dacă ceea ce și-a propus a fost sau nu folositor. Dacă ne uităm la felul în care trăim noi, vom vedea că această dispoziție de a ne analiza și de a vedea cum stau lucrurile nu prea este obișnuită, pentru că ritmul în care trăim este unul foarte alert, avem foarte multe lucruri de făcut și la sfârșitul zilei suntem obosiți, încercăm să facem și pravila obișnuită a creștinului și săvârșindu-le pe toate, încercăm să adormim dacă am făcut ce ne-am propus de peste zi și a doua zi să o luăm de la capăt. Timpul acesta de reflecție totuși este destul de rar și chiar dacă avem un timp pentru a reflecta la noi înșine, nu știm cum să facem asta. Nici în școală nu se învață așa ceva. Există autori în Filocalie care vorbesc despre reflecția la sine și despre analiza aceasta, dar ea este greu de deprins ca obișnuință. Acum există rezultate care vin și ne avertizează cu privire la faptul că merită să ne gândim la ce facem peste zi. E foarte important să ne gândim la experiențele pe care le avem, de exemplu, sau să decidem în avans cu privire la ce urmează să facem, să analizăm, să cântărim mai judicios experiențele pe care le voi avea în weekendul care vine, cu ce prieteni mă întâlnesc, cât de mult mi-a folosit o astfel de întâlnire până acum, ce tip de comportament am eu, cum mă simt în prezența lor, etc. Ce cărți am citit în ultima vreme, cum mai stau în șantierul meu lăuntric? Lucrez la ceva, la îmbunătățirea mea în vreo privință sau nu? Această întoarcere a privirii către sine și analiză de sine este absolut obligatorie în logica Sfinților Părinți, în logica
unor școli din filozofia greacă din antichitate, mulți autori spunând că prin aceasta se evidențiază faptul că omul este o ființă rațională. El se gândește la sine și întrucâtva, și în viața creștină, cu mult ajutor de la Dumnezeu, el se făurește pe sine, se analizează pe tine, sine și se îngrijește de sine. Asta e o îngrijire de sine, dar e de sinele acela adânc. O fată frumoasă se îngrijește de cum arată, se îngrijește de cu ce se îmbracă, se îngrijește de felul în care îi stă părul. Este foarte interesată de aceste lucruri pentru că felul cum arată o reprezintă. Ceva din această grijă se regăsește și în grija de sine. Grija de sine traducându-se de fapt în emoțiile pe care le am în mod obișnuit, reacțiile pe care le am în situații anume, gândurile pe care le am atunci când mă întâlnesc cu diverse provocări în viața de fiecare zi. Acest sine sau această încăpere interioară este aceea pe care dacă nu o curățesc și nu o îngrijesc, mă urmărește peste zi, întunecând cam tot ce fac sau luminând tot ce fac. Emoțiile noastre ne pot urâți cum ne pot și înfrumuseța, gândurile pe care le avem ne pot ajuta sau dimpotrivă ne pot sabota. Am putea gândi în favoarea noastră, alegând lucrurile bune, sau am putea gândi în detrimentul nostru, dacă gândirea noastră nu știe să aleagă lucrurile care ne sunt potrivite sau folositoare. Și atunci, tot așa cum ne gândim să ne îngrijim de haine și de felul în care arătăm și de felul în care ne comportăm, ca să păstrăm o relație corectă cu semenii, tot așa ar trebui să ne îngrijim și de noi înșine. Astăzi, cercetarea științifică scoate foarte mult în evidență argumentele pentru astfel de grijă. Culmea, dinspre știință, vin avertismente cu privire la importanța vieții interioare. Știința, în general, nu s-a ocupat de lucrul acesta. Spațiul interior era în sarcina filozofiei și în sarcina vieții spirituale. Nu știința s-a ocupat de îngrijirea omului de sine însuși. Dar astăzi cercetările vin și ne spun că e firească, e necesară, e obligatorie pentru o viață bună, viața îngrijită, atenția la modul în care trăiesc, la emoțiile pe care le am, la gesturile pe care le fac, pentru că toate aceste emoții și gânduri mă transformă. Asta îmi spune știința prin foarte multe descoperiri ale ei. Cercetarea medicală a evidențiat ceea ce deja se știe, este bine cunoscut, este o nouă paradigmă în științele medicale care este sprijinită de foarte multe descoperiri în ultimii 30 de ani, 25 de ani, care vorbește de plasticitatea cerebrală, despre faptul că întreaga noastră arhitectură cerebrală se schimbă în fiecare zi în funcție de experiențele pe care le avem. Urmărind un anumit tip de filme, spre exemplu, sau ascultând un anumit tip de muzică, sau frecventând un anumit grup de prieteni, aceste medii în care stau frecvent exercită o influență de transformare profundă asupra mea, fără ca eu să-mi dau seama. Transformările mele se întâmplă, se petrec, fără ca ele să fie acceptate de filtrul meu conștient 100%. Eu mă transform fără să-mi dau seama. Prietenii mei, muzica, întâlnirile, mediul în care mă mișc, mă transformă. Transformarea este inevitabilă, ne spune un autor recent. S-au scris câteva cărți despre această influență. Este o carte, Influența invizibilă.
care a apărut la noi, la editura publică, și autorul, care este un expert în știința influenței, vorbește despre faptul că niciun om nu poate să se protejeze 100% de influență. Influența se petrece oricum în viața noastră. Și faptul că se petrece influența asupra noastră oricum, că nu putem să ne ducem într-un loc izolat și să trăim acolo, departe de orice influență, e utopic să gândim așa. Faptul acesta de a fi influențați continuu nu este neapărat un dezavantaj pentru noi. De ce? Am putea să ne alegem locurile, oamenii și experiențele care ne influențează în bine. Stând în preajma unui om duhovnicesc, de exemplu, cineva care este interesat de viața spirituală crește mai repede. Stând în preajma cuiva care este cultivat în ceea ce vreți dumneavoastră, în istoria artei, va deprinde mai rapid maestria cu care să recunoască un anumit curent artistic, un anumit tip de operă, o epocă anume. Stând în preajma cuiva care cântă foarte bine la un instrument, persoana respectivă va învăța mai repede. Și în felul acesta, fiind foarte atenți la experiența noastră, la experiența transformatoare, noi putem să ne alegem exact acele lucruri, exact acele locuri, exact acele persoane care exercită o influență potrivită pentru viața pe care o trăim. De aceea e important să fim atenți la noi. Nu e vorba de o grijă obsesivă de noi înșine și de persoana noastră, ca un fel de solipsism, o viață izolată de toți în care nu mă interesează decât propria mea persoană. Nu, este o grijă de sine în sensul de a alege cu mare atenție aceste experiențe care mă transformă, ca să mă pot încredința exact acestora care îmi folosesc cu adevărat. Și stând în preajma unor oameni buni, pot să mă las sub influența lor, coborând toate filtrele, toate zidurile protectoare, știind că sunt în preajma cuiva care, dacă mă transformă, mă transformă în bine. Nu mai sunt pregătit să reacționez sau să mă protejez de influența pe care acela o exercită, pentru că influența lui este o influență bună. Acesta este un alt argument pentru care merită să ne gândim la noi înșine. Două exemple aici: emoția modifică atenția, starea emoțională pe care o am îmi modifică ceea ce văd, atenția mea poate fi mai puternică, mai potențată sau mai slabă după dispoziția pe care o am. Dacă prietenii mei și apropiații mei sunt persoane în general plictisite, care reproșează acestei lumi lipsa ei de frumusețe, inechitatea, corupția, și trăiesc în zona aceasta, având prieteni care în permanență scot la iveală lucrurile care nu merg, cât de slabă școala, cât de slab sunt profesorii, cât de slab este sistemul, cât de dezordonată este România ca societate, dacă trăiesc într-un astfel de mediu și cu astfel de prieteni, voi avea emoții prea puțin susținătoare, dispoziții prea puțin favorabile cunoașterii, progresului interior, cultivării virtuților, etc. Mă voi mișca într-un loc și într-un mediu care mă va frâna, îmi va pătrunde dispozițiile și îmi va da argumente să nu fac, pentru că nu merită. În felul acesta, emoția modifică atenția. Dar dacă am persoane care în viața mea sunt interesate de virtuți, de cunoașterea profundă, de îmbunătățirea propriului comportament și a propriilor stări interioare, eu voi fi mai atent cu dispozițiile acestea ale mele la aceste lucruri și voi crește mai rapid. Atenția mea va deprinde o anumită ușurință de a sesiza lucruri valoroase în jurul meu, pentru că acesta este mediul care mă cultivă. De aceea atenția
este modificată de emoție. La rândul ei, atenția modifică percepția. Pentru că acolo unde mă uit și felul în care caut să receptez o realitate îmi dă ceea ce găsesc până la urmă în acea realitate. Noi ne întâlnim în realitate cu selecția pe care noi o facem din ea. Noi nu vedem realitatea pur și simplu. Omul nu este un lector egal, echidistant, neutru al acestei realități. Omul se uită cu o intenție și intenția colorează tot. Dacă mă uit cu o intenție bună la cineva, văd darurile lui, dacă mă uit cu o intenție rea, îi văd minusurile lui. Și ele sunt reale, și unele și celelalte. Dar folositor pentru mine ar fi să văd darurile, ca să pot învăța din ele și să-l pot iubi pe celălalt. De asta, cumva, atenția influențează percepția. Și ceea ce eu vreau să văd, ajung să văd. Și ceea ce eu nu vreau să văd, ajung să nu văd, ca și cum n-ar fi. Și de aceea e important să mă uit la ce tip de atenție am, ca să pot da seama care sunt percepțiile mele, pentru că ele sunt hrană pentru ființa mea. Eu cu percepțiile acestea mă hrănesc. Seara când ajung acasă și mă așez la rugăciune sau stau cu cineva de vorbă, sunt plin de percepțiile mele de peste zi. Ce am reținut de peste zi, trecând prin oraș, acelea sunt lucrurile care îmi populează mintea. Am citit o carte bună și mi-amintesc câteva pagini extraordinare. Am văzut figura unei persoane pe care n-o suport. Am în urechi vocea unui angajat care m-a jignit sau gânguritul unui copil. Depinde ce am reținut. Și acestea sunt realitățile care încet, încet compun ceea ce noi spunem viața mea. Asta e viața mea. Viața mea e făcută din percepțiile mele. Trupul acestei vieți este ceea ce eu adun în fiecare zi trecând prin lume. Dar asta e dată de atenția mea și de percepția mea. De aceea, schimbând atenția și schimbând percepția, noi putem schimba viața. Începând să vedem lucruri bune, am putea ajunge la concluzia că viața noastră este bună. În zona aceasta sunt foarte multe argumente care arată că merită să reflectăm la condiția noastră. Acum, simpla reflecție a condiției noastre nu ne ajută prea mult. Cea mai slabă dintre versiunile de schimbare a omului este chiar asta în care noi suntem acum. Întâlnirea în care cineva vorbește și cineva ascultă este primul pas care ar putea fi făcut în ideea de a ne transforma. Dar transformarea noastră, schimbarea noastră, transfigurarea acestei vieți are nevoie de mult mai mult efort decât de o simplă întâlnire în care cineva vorbește și cineva ascultă. Are nevoie de o sete a noastră de a practica, de a ne pune în exercițiu și numai încercând iar și iar și cu foarte mult efort noi reușim să schimbăm ceva în bine. Aici e drama noastră despre care noi am mai vorbit, anume că e ușor să știi ce ai de făcut. Pui câteva întrebări unor oameni care au înțeles un pic mai mult sau care au practicat un pic mai mult și deja știi ce trebuie să faci. Te întâlnești cu părintele duhovnic și îți dă un canon și începi să-l faci. Dar ca să ajungi să trăiești ceea ce faci și să faci din însăși viața ta lucrurile acelea și să te și schimbi făcându-le, nu doar din poruncă, ci și de drag, asta necesită o transformare foarte profundă. Deci e ușor să aflăm ce trebuie făcut, dar este foarte greu să începem să facem și să rămânem și constanți în această facere, pentru că fără constanță nu ne schimbăm. Acum, revenind la temă, pentru că asta a fost un fel de introducere, am vrut să vă dau o idee despre faptul că merită să ne oprim asupra unor teme, să poposim din viața aceasta tumultoasă asupra existenței noastre, ca să scoatem la lumină ceea ce se întâmplă oricum cu noi și noi de regulă nu prea știm. Nu prea știm pentru că suntem bombardați frecvent cu tot felul de mesaje, de evenimente și nu avem timp să ne gândim la noi. A ne gândi la noi înșine și a ne apropia de noi înșine este o operațiune delicată
avem nevoie să stăm un pic liniștiți, ori lucrul acesta este foarte greu de obținut, trebuie să nu ne înspăimânte să rămânem cu noi înșine. Sunt autori mari, care sunt oameni de știință, atenție, că despre spiritualitate nu mai vorbim, că e plină spiritualitatea de autori de felul acesta, care ne spun că calitatea unei vieți se poate vedea în ușurința cu care o persoană stă cu ea însăși, fără dificultate, fără temere, fără frică, să rămână în singurătate gândindu-se la ea, că omul în general fuge de singurătate. Și aici se vede delicatețea cu care trebuie să ne apropiem de noi și cumva instrucția pe care o avem de îndeplinit, de trecut, ca noi să ne apropiem de noi înșine. Ei bine, una din piedicile mari care sunt astăzi prezente din prea plin în societății noastre, care ne împiedică să ne îngrijim de noi înșine și să ne apropiem de noi înșine, este zgomotul lumii. Ca să ne apropiem de noi înșine avem nevoie de liniște, dar lumea este extrem de zgomotoasă. Lumea este prin excelență un zgomot continuu. Și am venit să vă conving despre lucrul acesta, nu ca să plecăm din lume, că nu se poate, ci să ne luăm măsuri de precauțiune ca zgomotul ei să nu ne fragmenteze cu totul, să nu ne subjuge cu totul, să nu ne afecteze cu totul. Și ar fi practic trei tipuri de zgomot pe care ar merita să le vorbim și o să menționăm câte 10 minute, 15 minute despre fiecare și după aceea poate o să interacționăm un pic. Primul zgomot ar fi zgomotul sonor, practic sunt sunetele și orașele în care trăim și cartierele în care trăim sunt extrem de zgomotoase. Al doilea ar fi un zgomot care este emoțional, nu este un zgomot sonor, nu e un zgomot pentru urechi, un zgomot pentru simțuri și pentru emoții. Și al treilea ar fi un zgomot pentru gânduri. Este ca un fel de bruiaj informațional care tulbură activitatea gândirii, intervenind când vrem și mai ales când nu vrem în firul gândurilor noastre, interzicându-ne să avem un gând, un fir neîntrerupt care merge în adânc. De aceea, cumva, zgomotele lumii ne împiedică să avem această întâlnire cu noi înșine și îngrijire de noi înșine. Și, în fine, la sfârșit, poate o să vorbim un pic despre atenție și liniște. Primul loc care mi-a venit în minte când am făcut prezentarea aceasta a fost să dovedesc pentru cineva care ar putea să pună la îndoială lucrul acesta, că liniștea este fundamentală în viața spirituală. Noi spunem adesea că rugăciunea este fundamentală în viața spirituală și așa este. Dar să știți că dacă în creștinism noi spunem că rugăciunea este foarte importantă, este cea mai importantă și atât, noi simplificăm cumva creștinismul destul de periculos, simplificăm. Pentru că sunt autori care vorbesc despre faptul că fără liniște, rugăciunea nu este autentică. Dacă nu ne rugăm în liniște, nu e vorba numai de liniștea sonoră, e vorba și de liniștea sufletească. Avem nevoie de liniște și în minte ca să ne putem ruga, cu toate provocările de peste zi. Și sunt autori care ne spun că pe măsură ce dobândim liniștea, vom dobândi și rugăciunea. Și dacă încercăm să dobândim rugăciunea într-un loc care este tulburător pentru noi, că este tulburător pentru auz sau pentru inimă, contează mai puțin. Dacă locul este tulburător, greu ne va fi să ne bucurăm de dulceața rugăciunii. Și aici am găsit un text la Petru Damaschinu care spune lucrul acesta. Liniștea e mai mare decât toate. Vedeți, nu spune rugăciunea e mai mare decât toate. Asta este creștinismul simplu, care este reducționist. Dacă spunem rugăciunea e mai mare decât toate, da, dar când te rogi, cum te rogi, în ce fel te rogi? Că așa spunem că rugăciunea e cea mai mare și cineva spune, nu-i chiar așa, de ce? Păi m-am rugat, tot mă rog și tot nu iese nimic, parcă nu mă aude Dumnezeu. Păi să vedem în ce condiții te rogi, cum te rogi. Pentru că dacă trecem prin lume
și inspectăm lumea și ne înfruptăm din ea și ne umplem de dânsa, de imaginele ei, de propunerile ei, de tentațiile ei, și după aceea ne așezăm la cea mai frumoasă rugăciune care ar putea fi spusă. Și capul nostru este plin de lume. Ce rugăciune este aceea? Bineînțeles că Dumnezeu primește și acea rugăciune, că vede osteneala noastră, dar zadarnic va fi efortul nostru să tot înaintăm în viața duhovnicească, că dacă tot ne înfruptăm din lume în fiecare zi, de dimineață până seara, și seara încercăm să vedem dulceața rugăciune, ani vor trece și nu vom descoperi. Pentru că, de fapt, nu ne-am luat măsurile de precauțiune ca să ne liniștim, ca să ne îndepărtăm de lume, ca să putem cultiva rugăciunea într-o stare de liniște. Abia acea rugăciune este lucrătoare, cumva. Dumnezeu lucrează și prin prima. Dar noi avem în continuare ferestrele închise și nu putem primi din tot ce ne dă Dumnezeu, că ne-am umplut deja de lume. Dumnezeu nu mai are loc să intre. Cu harul Lui, cu înțelesurile dumnezeiești, cu mângâierea care ne vine prin rugăciune, pentru că mintea noastră, cugetarea noastră, emoționalitatea noastră sunt pline de lumea din care ne-am înfruptat peste zi. Am putea să nu ne uităm la nimeni și la nimic pe parcursul zilei și doar să ne certăm cu cineva care este colegul nostru de birou. Dar să ne certăm tare așa. Și seara când ne așezăm la rugăciune, o să vedem că ne amintim toate cuvintele rele pe care El ne le-a spus. Că vine să lăsăm rugăciunea și să ne gândim în continuare cum a fost posibil să-mi spun așa ceva. Adică tulburarea aceasta emoțională iarăși nu e bună pentru rugăciune. Și atunci, de fapt, unde ajungem? Păi ajungem, dacă ne luăm după lectura Sfinților Părinți din Filocalie, una din posibilele concluzii ar fi: ai grijă de tine însuți și vezi ce viață trăiești peste zi ca să te poți ruga seara. Adică omul în fiecare clipă a zilei trăiește într-un anumit fel ca seara rugăciunea să fie primită, să se poată bucura de ea. Adică nu judecă pe nimeni, nu spune rău nimănui, nu jignește pe cineva, ca seara să nu-l mustre conștiința aceasta foarte mult. Se uită la lucrurile frumoase, păcătuiește foarte puțin, stă potolit, stă așezat și când are starea aceasta, seara când deschide cartea, dacă n-are nicio urmă puternică în sufletul lui dinspre lume, n-are nimic întipărit din ea, atunci mintea lui este fragedă, este curată de amintiri și rugăciunea intră toată în trânsul, cu fiecare cuvânt pe care îl spune. Încercați într-o zi să nu vorbiți nimic, să stați așa cu simțurile adunate într-o zi de post și seara să citiți o rugăciune sau câteva pagini dintr-o literatură duhovnicească, să vedeți cum intră cuvintele în noi, că suntem însetați de cuvinte, că n-am primit nimic peste zi. E mult mai folositor în formatul acesta dacă ne protejăm. Și cum arată rugăciunea cuiva care a văzut 4 filme, unul după altul? Mintea lui, sufletul lui e plin de situații, cum era acela atârnat la etajul 4, era atârnat și a venit acesta și l-a prins și după aceea explozia aceea care a ieșit foc de peste tot, au căzut, aceea a venit avionul, s-a prăbușit acolo, Doamne, câte țipete! Și noi ne rugăm, slavă ție, Doamne, pentru toate. Ce frumoasă e lumea ta. Și iar ne amintim de exploziile acelea. Este imposibil ca cineva să cultive și să descopere dulceața rugăciunii dacă trăiește în acest tandem continuu. Experiența lumii și încerc și eu să dobândesc spiritualitatea frumoasă. Iarăși experiența rugăciunii, iarăși încerc să dobândesc. De fiecare dată când mă umplu de lume, nu sunt pregătit să mă umplu și de ceea ce mi se dă deja prin rugăciune. De aceea grija este foarte importantă. Liniștea e mai mare decât toate și fără de aceasta nu ne putem curăța și cunoaște neputința noastră. Toți oamenii avem trebuință de această îndeletnicire, fie în parte, fie în întregime.
toți oamenii. Vedeți ce spune Petru Damaschinul? Nu spune unii oameni au nevoie. Noi pustnici avem nevoie de liniște, voi cei din lume puteți trăi într-o finală de Champions League continuă, într-un concert continuu. Numai noi avem nevoie de liniște. Nu spune asta. Spune că toți oamenii avem nevoie de liniște și unii au în parte, adică noi, și ceilalți în întregime, adică cei care se liniștesc cu totul ieșind din lumea aceasta. Fără liniște este cu neputință să vină cineva la cunoștința duhovnicească și la smerita cugetare, prin care cel care a ales-o înțelege tainele ascunse în dumnezeieștile Scripturi și în toate făpturile. Liniștea e condiția de bază, cum ar veni, pentru viața duhovnicească. Să știți că una din țintele postului, asta este, părinții nu s-au îndepărtat de hrană și de lume decât pentru a se liniști. Și pentru ce să se liniștească? Ca să se poată înduhovnici după aceea, că uitați ce legată este viața duhovnicească de liniștire. Deci cumva aici suntem învățați să ne gândim dacă noi în obișnuința noastră avem preocuparea de a ne liniști, nu de altceva. Noi suntem preocupați să găsim un loc liniștit și să îl cultivăm în fiecare zi sau seară, simțim nevoia să căutăm momentele de liniște la sfârșitul unei zile, pentru că autorii care s-au ocupat de psihismul omului modern au spus că nu prea mai simte nevoia omul liniștii, de liniște. Unde se vede asta? În ușurința cu care atunci când este prea liniște pornim un radio. Sau dacă nu avem niciun stimul în jur, scoatem telefonul să vedem cine ne-a mai scris pe WhatsApp. Adică, imediat cum suntem într-o zonă de absență de stimul, noi scoatem să ne autostimulăm. Omul fără stimulare nu poate. Acesta este omul dresat de societatea de consum, care ne stimulează continuu pentru că vrea să ne cucerească. De asta ne stimulează. Și atunci când ajungem, cum ne dăm seama că suntem cumva formați, formatați după societatea de consum? Păi ne luăm o pauză de 3 ore să vedem cât rezistăm fără să deschidem ceva. Telefon, calculator, televizor, radio. Și o să vedeți că nu se poate. Ori medicina ne spune că e normal, e firească, chiar avem nevoie de perioade de liniște în care activitatea sistemului nervos parasimpatic, modulul parasimpatic, relaxează. Iar simpaticul se odihnește. Și atunci când simpaticul se odihnește și parasimpaticul este activ, scade stresul, scade nivelul de cortizol, se îmbunătățește activitatea sistemului imun, se reglează digestia, crește variabilitatea ritmului cardiac, crește tonifierea nervului vag, se reglează activitatea tuturor organelor viscerale care ascultă de comanda nervului vag. Toate astea se întâmplă numai dacă ne liniștim. Dar omul nu se liniștește, omul se distrează și despre asta am mai vorbit, trecem repede peste asta. Omul modern, atunci când vrea să se odihnească, se distrează. Iar distracția îl epuizează. Puțina energie pe care o mai avea, o cheltuiește în distracție. Iar distracția este tot solicitare nervoasă. Deși ne deconectează și ne face să ne simțim bine, de fapt nu ne odihnește. Foarte mulți autori vorbesc despre liniște. Începutul liniștirii stă în alungarea zgomotelor. Asta este un loc bun pentru noi, din cauza că ne spune că liniștea din zgomotele lumii este obligatorie. Greu va fi pentru cineva să cultive viața duhovnicească în zgomotul sonor. Talasie Libianu spune că începutul liniștirii stă în alungarea zgomotelor, dar vedeți că nu spune liniștirea stă în alungarea zgomotelor. Zice numai începutul liniștirii. Adică primul pas este să ne ferim de zgomot. Bun, și despre ce liniște mai este vorba dacă am făcut asta? Păi e nevoie de o liniște sufletească care nu are legătură cu zgomotele. Poate să fie perfectă liniște în jur și să mă gândesc la ce mi-a spus vecinul meu în continuu. Poate să fie liniște în jur și să am o minte plină de gânduri. Asta nu înseamnă liniște. De asta începutul liniștirii este izolarea de zgomotul sonor, dar este doar începutul.
Dar vedeți că totuși cei care erau foarte înduhovniciți, cum este Talasie Libianu, deși aveau rugăciune și aveau viață duhovnicească, serioasă de tot, ei nu se puteau liniști dacă stăteau în zgomot. El nu spune, pentru cel încercat în viața duhovnicească, nu mai contează zgomotul, că el se poate liniști și în miezul vacarmului. Nu spune asta. El, care este experimentat în viața duhovnicească, spune, vrei să te liniștești? Da. Izolează-te de zgomot. De zgomotul sonor. Nu poți să te liniștești dacă stai în zgomot. Este o luptă pierdută deja. Cel iubitor de isihie să se închidă, să închidă simțirea prin liniște. Să închidă simțirea înseamnă să închidă tot. Adică obloanele urechii, să nu mai audă lucruri, să nu mai audă radio, să nu mai audă nimic, ochii ca obloane, ca ferestre pe unde ne intră lumea, simțurile noastre să nu mai recepteze experiențele rafinate ale shopping center-urile unde vedem țesături, texturi, gusturi care ne rafinează tot mai mult cortexul senzoriomotor. Ar trebui să trecem peste genul ăsta de experiențe, să evităm aceste experiențe ca să nu ne umplem de datele acelea care devin material pentru gândurile noastre. Cel ce caută să se roage cu putere trebuie să închidă ușa și să-și ridice mintea de la tot ce e deșert sau vremelnic, șezând într-o chilie liniștită, într-un colț retras. Aici e partea a treia, cumva. Da? Cel iubitor de isihie să închidă simțirea. De ce să închidă simțirea? Pentru că dacă nu-mi închid simțirea, simțirea mă tulbură. Ce-mi tulbură simțirea? Păi, în primul rând îmi tulbură starea interioară. Că dacă pipăi ceva care mi se pare bun de cumpărat, mă gândesc să-l cumpăr. Nu-l cumpăr acum, dar după aceea mă gândesc, dar oare nu-l cumpără cineva înaintea mea? Oare până mâine îl mai găsesc? Dacă gust ceva, trebuie să termin de mâncat, că dacă e foarte bun, nu mă pot opri. Nu pot să gust un pic și să mănânc mâine. Nu, dacă e foarte bun, îl terminăm în seara asta, facem o treabă românească. Adică, domnule, când ne-am pus, românul e un om hotărât. Adică, domnule, dacă cât mai este din mielul acela? Mai este jumătate. Hai, domnule, să-l mâncăm tot și gata, rezolvăm. Când trebuie să facem treaba, mai lăsăm pe mâine, când e de mâncat, terminăm în seara asta, că e păcat să lăsăm pe mâine. Deci e un pericol aici. Deci când cel iubitor de isihie trebuie să închidă simțirea, de ce să închidă simțirea? Pentru că simțirea ne tulbură dorințele, ne tulbură impulsurile, ne dau pofte și avem un război sau oricum o stare tulburată la nivelul emoțional și atunci trebuie să închidem simțurile, să nu mai intre prin noi lucruri care ne tulbură. Iar în privința Sfântului Ioan Scăraru, el merge într-un alt registru și spune că dacă vrem să ne liniștim, închidem ușa, da? La propriu închidem ușa, dar să-și ridice și mintea de la tot ce e deșert și vremelnic. Abia atunci e liniștit. Când și mintea este ridicată din cele ale lumii, șezând într-o chilie liniștită, într-un colț retras. Vedeți, ar fi putut să spună altfel, că sună mai bine. Cel care vrea să se liniștească, să se liniștească în inima lui, indiferent unde va locui, el va fi liniștit. Pentru că dacă e tare, duhovnicește, Dumnezeu face pe o rază de un kilometru liniște în jurul lui. Așa ar fi putut să spună. Nu, dar el e mult mai smerit și spune, vrei să te rogi cu putere? Închide ușa. Nu, vrei să te rogi cu putere, dar roagă-te și Dumnezeu îți va face toate, indiferent unde te rogi, că Dumnezeu te ascultă. Nu e așa în negrijă viața duhovnicească, încrezându-se în Dumnezeu, că Dumnezeu face tot. Bineînțeles că Dumnezeu poate să facă tot, dar nu cumva mă crede eu prea sus să-i cer lui Dumnezeu să facă liniște într-o stație de metrou ca eu să am puterea rugăciune? Bineînțeles că Dumnezeu poate să facă liniște peste tot, dar nu e ok ca eu să mă gândesc că pentru mine o să fac asta. Nu-i smerenie aici. Eu, de fapt, ar trebui să-mi iau toate măsurile și să mă liniștesc, gândindu-mă că aceasta este calea celor mulți. Eu nu mă văd pe mine un exemplar pentru care Dumnezeu are altă cale.
nu calea celor mulți și creștini. Eu sunt un creștin un pic diferit. Eu am o relație specială cu Dumnezeu. La mine chestia asta din filocalie nu funcționează. Aici sunt oameni obișnuiți care au patimile lor și au lucrarea lor. La mine e un pic diferit. La mine funcționează. Nu, ar trebui să ne gândim în logica cealaltă. Noi trebuie să ascultăm de ceea ce ni se spune. Ori aici ni se spune să închidem cu putere, vrem să ne rugăm cu putere, trebuie să închidem ușa. Trebuie să închidem ușa. Și trebuie să ne ridicăm mintea de la tot ceea ce e deșert. Aici vine marea provocare a lumii, pentru că lumea nu ne lasă. Lumea nu ne lasă nici să ne îndepărtăm de zgomote, este cu zgomotele peste tot. Amintiți-vă că dacă mergeți într-un loc liniștit și ajungeți undeva pe munte și contemplați un apus de soare, vin bipurile de la telefon, vin emoticoanele, primiți un link de la un articol, auziți despre faptul că Real Madrid și-a schimbat antrenorul. Începem iarăși aceeași problemă. Deci lumea vine după noi. Dacă avem telefonul, ea vine prin telefon și spune, ascultă, am noutăți pentru tine. Bip, 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 bip. Telefonul e făcut să ne trezească continuu și luăm toate problemele cu noi. N-am rezolvat nimic, acolo nu ne liniștim. Zgomotul lumii este peste tot. Simțirea nu poate fi închisă în liniște. În liniștirea aceasta a simțurilor este aproape imposibilă în oraș pentru că trăind în lumea aceasta, pentru că societatea de consum vrea simțurile noastre. Tot marketingul la care noi suntem astăzi martori vrea simțurile noastre. Stimul pentru simțuri era o reclamă publicitară. Tot ce este reclamă publicitară sunt stimul pentru simțuri. Simțurile noastre trebuie cucerite de o reclamă publicitară, pentru că dacă reclama ne cucerește simțul, ne-a și convins să cumpărăm produsul respectiv. Există reclame publicitare unde sonorul este mai mare în volum ca volumul obișnuit al programelor de televiziune. Când se toarnă berea în pahare, se aude zgomotul acela. Iar când cineva deschide o pungă de chipsuri și îl mușcă pe unul, se aude crânțănitul acela și dacă auzi și berea și crânțănitul, la două noaptea te duci să-ți cumperi ca să bei și tu. Când, ce, n-avem voie să bem o bere? De ce râdeți? Ce e exagerat în a bea o bere? Este ora două. Dar sunt oameni care lucrează la două noaptea. Dacă lucrezi la două noaptea, de ce nu poți să beau și o bere la două noaptea? Și intrăm într-o logică în aceasta și noi facem asta. Dar, de fapt, există o influență puternică asupra reclamelor publicitare pe care noi nu conștientizăm. Noi credem că noi vrem să mergem, dar dacă nu era acel stimul, noi nu mergeam. Și facem priză rapidă cu el și spunem că, până la urmă, e decizia noastră. E adevărat că e decizia noastră, dar stimulul a avut un mare cuvânt de spus aici. Bineînțeles, și în a treia situație suntem într-o mare piedică în societatea de astăzi. De ce? Pentru că societatea de astăzi este aceea care ne umple gândurile cu informații, cu date, cu biți pe care le descărcăm pe toate canalele. Deschidem un site de știri și în 5 minute trecem în revistă tot ce s-a întâmplat în mod paradoxal sau catastrofal pe toate meridianele lumii în ultimele 6 ore. Și aceste informații se depun în mintea noastră. Anumite știri care ne se par mai tari sunt detaliate. La unele ni se prezintă chiar imagini. Citind tot ce mi se dă să fie citit, fiind convins de lucrul acesta, încep să-mi învăț creierul meu și persoana mea cu o cantitate de noutate evenimențială, o cantitate de evenimente noi pe zi. Și ajung să fiu adictiv. Cred că ați verificat situația aceasta. Dacă aveți un telefon și aveți obișnuința să consultați ce s-a mai întâmplat prin lume, când ajungeți într-un loc și nu aveți semnal și deschideți o pagină veche și constatați că știrile pe care le citiți sunt cele de dimineață, ori ceasul este ora 8 și dumneavoastră nu știți absolut nimic din ce s-a întâmplat de la 8 când ați deschis telefonul ultima dată
până seara la 9 unde vă aflați la momentul respectiv, pentru că nu aveți semnal. Momentul în care deschidem telefonul și ne apare pagina veche, care de regulă e salvată în telefon, când constatăm ora și constatăm că este foarte veche, e de dimineață, avem un mic disconfort. Vreau să vedem ce s-a mai întâmplat între timp. Adică, până la urmă, Concordia Chiajna a rămas în prima ligă sau nu? Că eram foarte interesat, că era echipa mea de suflet. Dau un exemplu. Și faptul că nu știu ce s-a întâmplat, nu știu cum s-a terminat, nu știu ce dispută politică, îmi dă o senzație de disconfort, am senzația că sunt rupt de lume. Paradoxul, știți unde stă? Că pierzând contactul cu lumea din jur pentru câteva ceasuri, avem o stare de panică că nu mai știm ce s-a întâmplat. Dar stând departe de noi înșine, săptămâni întregi, nu avem sentimentul că ne lipsește ceva. Stând cu prea puține informații despre lume în viața noastră, avem senzația că am intrat într-un fel de defazaj, dar știind foarte puține despre persoanele pe care le iubim și care sunt în preajma noastră, neștiind ce fac ele, ce trăiesc ele, ce simt ele, nu avem senzația unui defazaj. Aici se vede forma adicției. Că de fapt, uitându-ne într-o zi și într-o zi și într-o zi, noi învățăm să fim în legătura aceasta strânsă cu lumea și slabă cu noi înșine și slabă cu ceilalți. Spunea cineva foarte bine, dacă oamenii ar deschide Sfânta Scriptură cu desimea cu care deschid telefoanele ca să consulte fluxul de știri, lumea ar fi plină de sfinți. Pentru că fluxul de știri ne împrăștie. Fluxul de știri nu are caracter unitar. Mintea noastră e ca un mănunchi. Ea are o forță, mai ales atunci când este concentrată într-o singură direcție. Aici este un autor care a scris mult despre asta. Este o carte concentrat al unui autor, Cal Newport. Acest autor a scris cartea Concentrat sau Deep Work, care vorbește despre eficacitatea muncii concentrate. Mintea noastră are o eficacitate mai mare dacă stă ore întregi într-un conținut decât dacă ar sta același număr de ore în mai multe reprize. E mai mare eficiența unei lecturi dacă citesc 2 ore decât eficiența unei lecturi în care citesc de 4 ori jumătate de oră. Tehnic e același timp. 2 ore. Dacă îmi citesc 2 ore continuu, sufletul meu se încălzește și ajung să mă lipesc mai bine de cuvintele rugăciunii sau ale cărții. Pentru că fiecare pagină mă pregătește să fiu mai deschis la următoarea pagină. Dacă citesc 30 de minute și mă opresc și fac altceva, când revin și mă apuc de citit, sunt iarăși rece și trebuie încet, încet să mă încălzesc. Și numai bine când m-am încălzit, iarăși mă opresc. Și după aceea iarăși vin și o iau de la zero și tot timpul o iau de la zero și când ajung la nivelul optim, mă opresc. Motorul unei mașini merge mai bine când este optimizat și optimizat este când merge suficient de mult. Dar dacă de fiecare dată când ajunge la optim îl oprim, iarăși trebuie să meargă un timp ca să se încălzească, ca să ajungă la nivelul de ungere și de consum ca să fie optim. De asta când suntem fragmentați, funcționăm mai prost decât atunci când suntem coerenți. Ne ajută foarte mult lucrul acesta. Coerența mai este potrivită undeva. Atunci când facem un efort susținut și nu întrerupem, noi creștem în capacitatea de a face acel efort. Dacă îl facem și îl întrerupem și îl facem și întrerupem, aceste 10 de minute care se adună din multe reprize fărămițate, produc un efect mai mic în noi decât dacă am sta întregul interval fără pauză. Haideți să vă explic cumva, ca să înțelegeți în ce fel noi ne adaptăm efortului și efortul ne face pe noi și de asta e important ca noi să avem un efort continuu, nu un efort care să fie fragmentat, ci neîntrerupt, o perioadă mai lungă de timp, 1 oră, 2,
e valabil și în cazul rugăciunii, e valabil și în cazul citirii, e valabil și în cazul liniștii. Dacă liniștea este doar 10 minute pe zi și o fac forțat, după 3 săptămâni de practică o să spun că nu mi-a dat nimic. Pentru că în 10 minute chiar nu simt nimic. E așa un pic de liniște, dar îmi vine somnul. Dar dacă mi-aș lua o oră de liniște în fiecare seară și aș și citi acolo și aș și spune o rugăciune, mi-aș scrie și câteva gânduri, mi-aș face un program pentru ziua de mâine în starea de liniște și aș sta mai mult, aș vedea că după primele 20-30 de minute de liniște, eu descoper că sunt alt om. Și îmi dau seama, uitându-mă retrospectiv în urmă, în ziua care a trecut, că am fost foarte agitat, foarte grăbit, foarte stresat și un pic artificial în tot ce am spus. Că am exagerat un pic acolo, că am fost prea violent în partea cealaltă, că au fost lucruri pe care trebuia să le spun și nu le-am spus. Dar astea nu ies la iveală în primele 10 minute de liniște, astea ies un pic mai târziu. Pentru că cu cât stăm mai mult într-o experiență, într-o stare, starea aceea se înșurubează mai profund în noi și se aprind tot mai multe lumini în edificiul acesta interior. Să presupunem că noi cei de aici, eu și cu Stelian, avem bani și ne cumpărăm aceeași mașină. Vreau să vă dau un model ca să înțelegeți cum anume experiența ne transformă și că e foarte important să experimentăm ca să ne transformăm. Mergem și ne cumpărăm aceeași mașină de la același producător, de pe aceeași linie de ansamblare. Ne cumpărăm o mașină cu 2000 de centimetri cubi, care consumă 6 litri la 100 de kilometri și merge cu 120 de kilometri pe oră, viteza ei maximă. După ce ne-am cumpărat mașina, noi avem două conduite diferite. Stelian merge cu mașina foarte mult, 40.000 de kilometri, respectând manualul de bord. Nu forjează mașina, îi pune ulei când trebuie, îi pune benzină când trebuie și o folosește foarte multă vreme. Eu o pun în garaj și merg puțin prin oraș. După 3 ani, noi ne întâlnim. Stelian cu mașina lui a făcut 100.000 de kilometri, eu cu mașina mea am făcut 10.000. Știți care e surpriza dacă mașinile noastre sunt creierele noastre? Surpriza e următoarea. Când ridic capota la mașina lui Stelian, ea nu mai are 2000 de centimetri cubi, are 4000 de centimetri cubi. Ea nu consumă 6%, ea consumă 2%. Și ea nu merge cu 120 de km pe oră, ea merge cu 250 de km pe oră, consumând mai puțin decât eu, decât mașina mea. Iar când ridic capota mașinii mele, mașina mea nu are 2000 de centimetri cubi, are numai 500. Ea nu consumă 6%, consumă 12%. Și nu merge cu 120 km pe oră, merge numai cu 40. Așa este psihismul și fizicul și creierul și mușchii și organismul nostru. Noi suntem o ființă plastică. Noi când începem să exersăm ceva, consumăm din ce în ce mai puțină energie pentru acel lucru și ne iese din ce în ce mai bine. Și după câțiva ani de practică, noi ajungem să facem lucruri pe care alții le consideră obositoare cu foarte multă ușurință, fără să consumăm energie. Putem să ajungem să ne rugăm câte 5 ore fără să avem sentimentul că ne rugăm. Putem să fim generoși, dăruind foarte mult de la noi și să avem sentimentul că este firesc ce am făcut. Putem să stăm într-o zi de dimineață până seara vorbind numai despre virtuți fără să avem sentimentul că e plictisitor. Putem să stăm să îmbrățișăm copiii de dimineață până seara, făcând altora lucrurile de care ei au nevoie fără să avem sentimentul că ne lipsește meciul de fotbal sau ieșirea cu prietenii la bere. Dacă noi ne antrenăm în direcția asta, noi ajungem să performăm lucrurile acestea și le facem cu foarte multă ușurință, fără să obosim. Problema este cum ne antrenăm. Și aici se vede cât de mare este responsabilitatea omului pentru ce este el, pentru că el se face pe sine. Prin viața pe care o alege, el se face pe sine. Și de asta tot ce facem ca efort și orice picătură de energie pe care noi o punem într-un anumit loc,
ea nu rămâne doar ca efort pur și simplu, ca antrenament pur și simplu, ci este picătura care ne transformă și care ne ajută data viitoare să facem mai ușor lucrul respectiv. Și în felul acesta ajungem ca data viitoare să facem cu aceeași energie mai mult decât am făcut acum. Iar la sfârșit să ne simțim mai puțin obosiți. Și încet, încet să ajungem să facem asta firesc. La fel se întâmplă și cu liniștea. Trebuie să ne expunem unor experiențe de liniște multă vreme, ca să putem descoperi cu adevărat efectul stării de liniște asupra noastră. Ultimele lucruri pe care vreau să vi le spun, ca să și interacționăm, sunt foarte multe citate despre liniște. Gândirea curată, ne spune Sfântul Isaac Siru, vine din puținele aducere aminte de lucrurile lumești și de sârguința în lucrarea liniștirii. Vedeți, gândirea curată vine din lucrarea liniștirii. Este Isaac Siru, vedeți, nu spune că gândirea curată vine doar din rugăciune, că rugăciunea este ajutată de liniște. Și trebuie să mă rog în liniște ca să mi se curățească gândirea cumva. Deci lucrarea liniștirii este aceea care fixează lucrul acesta. Vedeți, Sfinții Părinți au legat lucrurile foarte firesc. Sfinții Părinți au înțeles că omul trebuie să se ducă, să se transforme pe sine în toate obișnuințele vieții. Să nu trăiască o viață lumească și singurul lucru care să-l recomande pe el ca ființă spirituală este să fie rugăciunea și atât. Să mă rog și în rest să trăiesc ca toți oamenii. Nu, în momentul în care sunt interesat de viața spirituală, încep să renunț la foarte multe lucruri care mă împovărează. Încerc să mă liniștesc, să am sentimente bune față de oameni, să nu gândesc lucruri negative, pentru că toate astea mă împiedică să mă rog. Și ajung încet, încet să tai din cele pe care le făceam ca un fel de post permanent. Indiferent ce mănânc, eu cu privirea nu mănânc decât cele ziditoare. Indiferent de ce beau, în urechile mele nu curge decât cuvânt folositor. Eu nu mă lipesc de lucrurile lumii care mă tulbură, pentru că după aceea vreau să mă rog și atunci îmi caut toată ziua să fiu liniștit, să fac cele bune. Este un fel de reorganizare a întregii sensibilități a omului. Și abia atunci se vede puterea extraordinară pe care Dumnezeu ne-a dat-o deja în rugăciune. Gândiți-vă mai departe să fim liniștiți și să participăm la Sfânta Liturghie cu starea aceasta de liniște, care este cerul pe pământ. Dar nu urmărind să vedem dacă doamna și-a schimbat poșeta sau dacă vecina și-a luat totuși un batic mai mare sau, nu știu, gândiți-vă dumneavoastră la orice, să încercăm să fim foarte liniștiți, lăsându-ne doar în voia cuvintelor. Atunci, în starea aceasta de liniștire, sufletul se deschide și tot conținutul acesta extraordinar al spiritualității se varsă în noi, fără opreliști, fără piedici. De asta, liturghia ar trebui să fie un loc în care nu vorbim decât dacă este cu poruncă. Ar trebui să stăm cu toată atenția ființei noastre orientați spre ceea ce ne se dă acolo. Să lăsăm toate cele ale lumii în afara noastră, în afara gândurilor noastre. Pentru că asta ne îndeamnă, de fapt, rugăciunea. Toate grija cea lumească să o lepădăm. Dacă spunem că toată grija cea lumească să o lepădăm, atunci cu adevărat ar trebui să fie asta. Adică ar trebui să resimțim o dificultate după slujbă dacă cineva vine și ne spune că vrea să vorbim despre o grijă lumească de marți, nu de joi. Păi vine, nu suntem pregătiți pentru grija lumească. De ce? Am ieșit cu totul astăzi, e ziua lui Dumnezeu. Nu discutăm despre asta. Atunci cuvintele pe care le spunem în slujbă sunt foarte puternice și noi ne dăm seama de ce spunem, pentru că noi spunem niște lucruri ieșite din comun în slujbă și noi nu facem ce spunem.
Gândiți-vă că sunt foarte multe cântări pe care noi le cântăm, noi nu le spunem în liturghia noastră, noi nu spunem, noi cântăm. Când cântăm, înseamnă că suntem încântați de ce spunem, ființa noastră este cumva luată de o aripă și ridicată sus la niște conținuturi extraordinare. Cine cântă în general? Cine e răpit de frumusețea celor spuse sau celor încredințate? Când ajunge un om să cânte? Când e îndrăgostit, când iubește, când a izbăvit ceva, îi vine să cânte de bucurie. Noi cântăm în biserică, asta înseamnă că ceea ce cântăm este deplinătatea lucrurilor care ne sunt date și noi le înțelegem ca atare încât nu le putem spune, nouă ne vine să cântăm despre ele. Adică asta e nebunie ce mi se dă, e bucuria cea mai mare. De asta cânt. Pentru că sunt încântat de ceea ce cânt. Cântarea e o consecință a faptului că sufletul este încântat. Dacă e așa, atunci cum ajungem în timpul slujbei să spunem lucruri care după aceea sunt anulate 5 minute mai târziu? Gândiți-vă numai la asta. Ce spunem noi? Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne. Păi un om care și-a umplut gura de lauda lui Dumnezeu după slujbă nu vorbește decât despre asta. Cum a deschis gura, cum hap, iese o laudă, slavă ție, Doamne, extraordinară slujbă, extraordinară, înțeles. Nu poți să deschid gura și să vorbesc despre nu știu, derbiul din Liga a doua, să vedem cine promovează. Nu poți să ajung să vorbesc despre asta, pentru că, de ce? Pentru că să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne. Cineva îmi spune de nu știu ce s-a întâmplat cu vecinul. Eu n-am ce să spun decât să se umple gurile noastre de lauda Domnului. Duminică nu putem vorbi despre nimic altceva. Astea sunt cuvintele care ne se dau. Dar noi de ce nu facem priză la conținutul lor? Pentru că noi nu suntem 100% acolo. Noi avem în minte foarte multe lucruri. Noi auzim prima parte a textului Evangheliei, după aceea ne amintim că totuși noi trebuie să cumpărăm totuși frigiderul acela, că e foarte ieftin frigiderul. Trebuie luat, că e redus acum, știți că se reduce. E mai grea liturghia dinainte de Black Friday. Când ne gândim la cum investim totuși puținii bani pe care îi avem, că sunt reduceri totuși și trebuie să vorbim, să vedem, să ne organizăm cu familia, să mergem toți în același timp la 4 magazine diferite, să prindem toate reducerile posibile. Și la sfârșit tragem o linie, suntem foarte fericiți, pentru că noroc am mai mulți copii. Pentru că aia mari s-au dus la tigăie și au luat tigăie, cel mai mijlociu, s-a dus și a cumpărat lenjerie de pat, că putea să o ia. Că noi am mers și am cumpărat frigiderul, adică am avut o vinere extraordinară, a fost foarte fericiți. După aia, vreo 2 săptămâni, ne gândim ce bine ne-am organizat. Și la slujbă, în timpul slujbei, iar ne bucurăm un pic. De ce? Când ne întoarcem acasă, că e frigiderul ăla mare, în sfârșit avem și noi frigider. Și din când în când, pac, mai apare așa în conștiința noastră o sursă de bucurie și ne gândim, vai, dar de ce sunt așa bucur? A, din cauza frigiderului, mi-am luat frigider. Așa funcționăm, ăștia suntem noi, în noi toate experiențele se depozitează și noi nu suntem orientați spre cele care ni se dau. La liturghie este un festin și noi nu reușim să ne bucurăm de lucrurile acestea pentru că jumătate din conținuturile acestea ale lumii sunt în noi. De asta e foarte importantă liniștirea. Avem mare nevoie de liniștire. Și ca să facem liniștea aceasta să fie reală, ar trebui să ne luăm măsuri de precauțiune. Trebuie să ne izolăm de zgomotul lumii. Realmente trebuie să căutăm locuri unde suntem mai liniștiți. Există cercetări medicale care arată că în prezența zgomotului, atenția noastră are de suferit. S-au făcut cercetări care au arătat că copiii care sunt la o școală, care este într-o zonă zgomotoasă, au rezultate la testele de inteligență sub cele pe care ei le obțin dacă stau într-un loc liniștit. Există o cercetare celebră la Universitatea din München care s-a dat, nu am aici în prezentarea aceasta, cercetătorii au făcut o explorare, au vrut să vadă cum evoluează prestația școlară a unui copil, a unor copii care stau
în prezența unui aeroport. Și la München s-au schimbat aeroporturile, am povestit asta cu alt prilej, și au fost măsurate prestațiile cognitive ale copiilor care au fost în preajma aeroportului și a celor care erau în preajma aeroportului după ce aeroportul s-a mutat. S-au făcut măsurători înainte de mutarea aeroportului și după mutarea aeroportului la München. Și ce a observat a fost că prestația cognitivă a copiilor în sarcinile școlare a fost mai slabă pentru cei care trăiau în vecinătatea aeroportului înainte de a se muta aeroportul și mai bună după ce aeroportul s-a mutat, iar prestația cognitivă a copiilor care au stat în preajma noului aeroport au avut o prestație mai bună înainte de a se muta aeroportul decât după ce s-a mutat aeroportul. Asta e una din multele cercetări care au arătat că, de fapt, zgomotul ne împiedică calitatea atenției. Suntem mai puțin atenți la tot ce este în jur, nu doar la anumite lucruri. Pentru că în cazul acestor copii s-a verificat faptul că erau mai puțin atenți, părinții lor când îi strigau pe nume, ei răspundeau mai greu. Cei care sunt în prezența unui zgomot răspund mai greu la apelativ. Atenția lor e mai slabă. De ce răspund mai greu la apelativ? Pentru că stând în prezența zgomotului în mod constant, simțurile lor se adaptează la acest zgomot prin ceea ce se cheamă desensibilizare. Ei ajung să fie imuni la zgomot ca să nu-i deranjeze. Și când investigatorii au întrebat, simțiți ceva că vă deranjează în mediul înconjurător, ei au spus nu. Și a întrebat după aceea specific, vă deranjează zgomotul? Și au zis că nu. Deși era zgomot, numai că ei au stat foarte mult în preajma aeroportului și s-au obișnuit cu zgomotul respectiv. Și atunci când s-au obișnuit cu zgomotul, de fapt, simțurile lor s-au tocit și tocirea simțurilor a însemnat și faptul că nici măcar la numele lor nu reacționau când cineva îi striga. Asta înseamnă că, de fapt, a scăzut întreaga sensibilitate în raport cu zgomotul. După aceea există cercetări care au scos în evidență că atunci când suntem tulburați, ne putem controla mai greu. Fiind prezenți, spre exemplu, într-un shopping center, avem foarte mult stimul în jurul nostru, toate mesajele sunt acelea care ne invită să cumpărăm, să gustăm, și simpla prezența acestor stimuli, spun cercetările neuroștiințifice, ne determină să fim mai impulsivi. Impulsivitatea nu vine din faptul că noi vrem ceva și suntem în prezența unei situații că am putea cumpăra. Nu. Putem fi înconjurați de stimul care nu ne interesează, de prezentarea unor produse pe care nu am vrea să le cumpărăm, dar simpla lor prezență ne determină să fim mai impulsivi. Natural. De aceea shopping center-urile au mult mai mult succes în materie de vânzare, pentru că într-un mall densitatea de stimul este mult mai mare, pentru că sunt zeci de magazine care sunt puse unul lângă celălalt, este zgomotul sonor, sunt vitrinele, este mirosul ambiental, toți stimulii aceștia determinându-ne, de fapt, să slăbim capacitatea de control și să fim mai impulsivi. Și s-a putut observa aceasta, simpla prezență a stimulilor, a unui câmp de stimul foarte dens, crește activitatea unei zone din creier care se numește nucleul accumbens, este o regiune subcorticală care este foarte importantă în alegerea, în exprimarea impulsurilor și este activă în experiența plăcere-recompensă. De aici grija pentru stimulii care ne tulbură emoțional și importanța de a fi liniștiți pe parcursul zilei ca să ne putem ruga cu adevărat. Asta ar însemna, de fapt, într-o conduită a celui care caută liniștea, să evităm spațiile comerciale, să nu ne facem din ele un loc în care mergem și ne simțim bine. Cât de greu este pentru adolescenți astăzi care au descoperit în mall un fel de a fi și se duc într-o zi și stau de dimineață până seara și acest pachet
acest cocon de suprastimulare care îi înconjoară de dimineață până seara, îi adaptează la această viață suprastimulată și după aceea le va fi foarte greu să stea în pădure, să se liniștească. Vor găsi că liniștea este plictisitoare, deși ea este medicament. Ori să o simtă insuportabilă, deși ea este odihnitoare în realitate. Dar asta pentru că s-au obișnuit cu zgomotele emoționale, cu prezența reclamelor, cu posibilitatea de a juca un bowling, cu posibilitatea de a servi ceva la un moment dat. Exact așa cum, în experiența de zgomot, copiii s-au obișnuit cu zgomotul din aeroport și nu mai aveau senzația că este zgomot în jur. Nu mai era deranjant pentru ei acel zgomot. Dar nu mai aveau nici atenția bună. Așa, adolescenții și oamenii care se obișnuiesc cu shopping center-urile ca locuri foarte plăcute, sunt oameni care nu-și dau seama că sunt într-o zonă de suprastimulare senzorială și că atenția lor a scăzut, de fapt. Și atunci când ei vin în fața unui text și trebuie să citească o rugăciune sau o carte sau să stea într-un loc liniștit, liniștea devine insuportabilă pentru ei, deși este sănătate curată, pentru că s-au adaptat prea mult la zgomot. În fine, și multitudinea de informații ne determină o anumită adicție și am vorbit despre asta, cât de mult căutăm știrile, noutățile, etc. Suntem totuși foarte mult angajați în civilizația de astăzi într-un regim cognitiv. Adică profesiile ne cer să asimilăm informații, buletinele de știri ne servesc informații, internetul ne furnizează informații, sunt foarte multe cuvinte, sunt foarte multe știri, există și reclame publicitare care apelează la cuvânt. Avem o permanentă întâlnire cu cuvântul, o neoprită vorbire în noi înșine și în jurul nostru. Când suntem singuri, ajungem să vorbim singuri, pentru că ne lipsește cuvântul. Asta înseamnă că nu suntem într-o stare de liniște și nu avem posibilitatea să trecem dincolo de cuvinte. Stările cele mai înalte pe care le poate trăi cineva din punct de vedere estetic sau din punct de vedere mistic sau din punct de vedere spiritual sunt acelea unde cuvintele sunt de prisos. Poeții spun asta, experiența noastră a iubirii ne spune asta. Când iubim o persoană și o iubim cu adevărat, o îmbrățișăm și nu simțim nevoia să spunem ceva. Sunt momente în care sentimentul este atât de puternic încât niciun cuvânt nu este vrednic să fie spus. Ce îi lipsește omului care este bombardat de știri, vorbim despre a treia variantă de zgomot, este aceea că rămâne în regimul cuvântului și nu iese niciodată din cuvânt. Să aibă stări peste cuvânt. Să trăiască realități care sunt mai tari decât cuvintele. El nu iese din asta, este într-o captivitate a cuvintelor. Cercetați și vedeți că sigur aveți în experiența dumneavoastră persoane care verbalizează tot. Sunt extrem de obositoare. Simt nevoia să spună tot. Și în momentul în care tac, intră în panică. Dacă e prea multă tăcere, el începe să spună ceva. Aici este o suferință spirituală a persoanei care nu suportă tăcerea pentru că are sentimentul că tăcerea este goală. Tăcerea nu are niciun caracter cognitiv, nu este înzestrată cu cunoaștere, pentru că numai cuvântul este înzestrat cu cunoaștere. În general, așa arată omul secolului 20, pentru că la școală ni se livrează cunoștințe prin cuvânt, dăm examene folosind cuvintele, vorbim la interviuri prin cuvânt spunând cine suntem, dovedim altora expertiza noastră prin cuvânt, iar în timpul liber ne însoțim de cuvinte. Uitându-ne la filme, vedem cuvinte, nu mai avem film ca parte de capodoperele din cinematografia mută, în general nu avem parte de locuri unde să fim protejați de mesaje care apelează la cuvânt, pentru că societatea știe că cuvintele au o putere de transformare foarte mare asupra noastră și atunci le folosește din plin ca să ne dirigeze comportamentele acolo unde se poate. Și
atunci când suntem înconjurați continuu de cuvinte, noi ne producem două infirmități. Prima infirmitate este că nu mai ieșim din cuvânt, ne este teamă de tăcere și aici ratăm adâncimile cele mai mari ale persoanei și înțelesurile cele mai mari ale vieții care sunt dincolo de cuvinte. Necuvintele poetului sunt cele mai tari cuvinte. Realitățile cele mai puternice sunt cele care nu pot să fie spuse. Sunt lucruri care, dacă ar fi verbalizate, ar fi banalizate, ar fi vandalizate dacă le verbalizăm. Pe de o parte, este această captivitate a cuvintelor care ne păstrează cumva la nivel superficial. Dacă trăim doar realități care pot fi povestite în cuvânt, n-am ajuns la adâncimea maximă. Și a doua, dacă rămânem în continuu în prezența cuvintelor și refuzăm această liniște a gândirii care vine și din protecția față de multele informații din jur, riscul nostru este să fim sub influența acestor cuvinte. Pentru că cuvintele pe care le ascultăm ne influențează enorm. Și de aceea este importantă liniștirea dinspre știri, dinspre informații, dinspre noutăți care să ne satisfacă cognitiv, ca să ieșim de sub influența lor, pentru că ele ne influențează foarte mult. Am să vă dau un exemplu, și cu asta închei, un exemplu al unui cercetător, Piotr Winkelmann, este un autor care a studiat efectele cuvintelor. Mai există un autor care a vorbit despre puterea cuvintelor, este Adam Galinsky, care are multe cercetări în zona aceasta a efectelor pe care le are cuvântul asupra noastră. Piotr Winkelmann a făcut o cercetare foarte interesantă, a luat un grup de studenți și le-a dat o sarcină. Sarcina era în fața calculatorului, ei vedeau niște obiecte pe ecran și dacă obiectele aveau o legătură între ele, ei trebuiau să apese pe o tastă, iar dacă obiectele nu aveau nicio legătură între ele, ei trebuiau să apese pe altă tastă. Asta era sarcina. Trebuiau să fii foarte atenți care sunt obiectele, dacă sunt legături între ele, cui și ciocan. Au o legătură? Sigur că da. Apăsăm o tastă. Ciocan și pernă. Au legătură? Nu. Atunci apăsăm alte taste. Asta era sarcina. Numai că experiența nu viza partea asta. Experimentul pe care cercetătorul l-a făcut era cu totul altul. Ei trebuiau să răspundă la aceste mici teste și nu știau că între timp, pe ecran, erau proiectate imagini în care erau cuvinte. Cuvinte simple, fără propoziții. Cuvinte negative, violență, agresivitate, cuvinte pozitive, dreptate, libertate, etc. Cuvinte neutre, scaun, masă, geam. Unii dintre ei aveau proiectate cuvinte negative, unii aveau cuvinte pozitive și unii aveau cuvinte neutre. Dar cuvintele erau proiectate pe ecran atât de repede încât nimeni nu le vedea. Asta înseamnă, de fapt, prezență subliminală. Ce nu vedem? Păi nu vedem imaginile care sunt între 10 milisecunde și 200 de milisecunde, nu le vedem. Dacă ele sunt ca un flash de 10 milisecunde, asta înseamnă a suta parte dintr-o secundă, 10 milisecunde, dacă sunt atât de puțin, noi nu vedem ce este pe ecran. Nici măcar nu vedem că imaginea s-a întrerupt. Pentru că noi avem o inerție fotochimică în procesele oculare care sunt responsabile de vedere și această inerție este prea mare ca să poată prelucra un semnal atât de mic. Și de asta atunci când vedem o cameră de luat vedere care filmează un ecran de televizor cu tub catodic, când vedem filmul, vedem niște dungi așa pe ecranele vechi de televizor. Acelea sunt și în realitate, dar noi nu le vedem pentru că ele sunt prea rapide. Și când o cameră are viteză mare de preluare de mutri cade pe secundă, ea surprinde și aceste benzi negre. Dar noi nu le vedem pe acestea. Ei, când se termina experimentul, Piotr Winkelmann le-a spus studenților: acum luăm o pauză, mergem într-o sală, serviți niște suc, mâncați niște uscături și după aceea venim înapoi să vedem punctajul. De fapt, în sala de pauză era partea experimentală, dar nimeni nu știa lucrul acesta. Și cercetătorii le-au spus studenților așa: aveți trei posibilități, că avem fonduri limitate,
Noi, pentru că dumneavoastră ați fost voluntar la partea experimentală, vă dăm un pahar de suc și un bol cu uscături de mâncat. Dacă mai vreți, apăsați un buton și vă mai aducem o porție, dar dacă mai veți una, plătiți, că nu avem atâția bani pentru asta. La ieșire din sala de sarcină, ei au completat un chestionar și au fost întrebați pe o scală de la 1 la 10 și cu diverse întrebări, cam cât de sete le este și cam cât de foame le este. Și după ce au răspuns la chestionar, au fost invitați să consume. Și surpriza a fost foarte mare, pentru că ce s-a observat? Persoanele care au fost expuse unor cuvinte pozitive au fost capabili să se autocontroleze mai mult. Persoanele care au fost expuse unor imagini, că și cu imagini a fost făcut experimentul, luminoase, frumoase, extraordinare, impresionante, au fost mai aproape de a consuma mai mult. Au raportat o stare de foame și de sete mai mare, iar cea mai mare parte dintre ei au cerut și al doilea bol, și al doilea pahar și au și plătit pentru al treilea. Cercetarea a fost publicată într-un jurnal de specialitate în urmă cu 2 ani. Winckelmann spune, puterea marketingului este foarte mare. Noi dacă punem în reclamele publicitare imagini extraordinare, peisaje foarte frumoase, asta sporește nevoia unei persoane care simțindu-se departe de conținutul acela, trebuie să facă eforturi, îi sporește setea de bunăstarea pe care a văzut-o și pe care nu o are. La fel și celelalte conținuturi sau cuvinte care exercită o influență foarte mare asupra noastră. De aici, cel care se înconjoară de cuvinte și nu-și ia măsuri de precauțiune ca să se liniștească, de fapt se expune foarte mult aceste influențe pe care cuvintele o au. Deci cumva fără postul de informații și fără liniștirea de știri și de date, noi nu reușim să oferim minții noastre un anumit calm sau o stare de liniște care vine de pe urma unui deșert de informații. Eu trebuie să mă izolez un timp, să nu urmăresc, să nu citesc chiar toate știrile, să mă retrag, ca să pot să mă pregătesc cu mintea pentru cuvintele cele dulci și prețioase, care sunt cuvintele credinței. Abia atunci, fiind în starea aceasta, liniștit, pot să mă bucur de un text al Evangheliei, pentru că înainte de el și după el, n-am folosit cuvinte în alte întrebuințări decât cele duhovnicești. Și ele au altă prețiozitate, au altă valoare, sporesc în mine un alt ecou decât cel obișnuit. Acestea erau gândurile pe care vreau să vi le spun cu referire la nevoia de a ne liniști și obligativitatea de a ne liniști și de multiplele zgomote pe care lumea din jur le pune în fața noastră, zgomotul sonor, zgomotele sau bruiajele emoționale care ne stârnesc dorințele, poftele, impulsivitatea și bruiajele gândirii, bruiajele noetice, bruiajele care țin de informații și care pătrund în minte și ne răpesc calmul minții sau liniștea care ne-ar putea ajuta pentru viața spirituală. E foarte important să reflectăm la asta și să încercăm să găsim măsurile potrivite pentru a ne proteja de aceste trei tipuri de zgomote și pentru a face insule de liniște în viața noastră, ca atunci judecând să vedem ce dulceață extraordinară ne se oferă în invitația pentru duhovnicie pe care o face biserica. Mulțumesc!